România a devenit o piață foarte profitabilă pentru dealerii străini. Festivalurile de pe litoral din timpul mini-vacanței de 1 mai și Paște au reprezentat principalele ținte pentru dealeri. Ministrul Familiei a explicat că tinerii, mulți dintre ei minori, sunt neputincioși în fața acestor amenințări tot mai frecvente. De aceea, ministra Familiei a punctat că singura soluție este prevenția. Din păcate, nu este o situație tocmai fericită, însă, așa cum ați menționat și dumneavoastră, prima etapă a campaniei Fără Bariere, tot adevărul despre droguri, am încheiat-o în urmă cu aproximativ 10 zile și vom continua această campanie pentru că prevenția trebuie să fie continuă. Sub îndrumarea conducerii acelui comitet decis de CSAT, ministerele implicate. Consumul de droguri a explodat în timpul mini-vacanței de 1 mai și Paște, iar autoritățile au făcut față cu greu provocărilor apărute. Fapt pentru care ministrul familiei a ținut să sublinieze importanța implementării acțiunilor de prevenție, despre care spune că trebuie să se desfășoare în mod constant. Pe partea noastră vom continua această campanie implicând asociațiile, federațiile studențești, casele de cultură ale studenților. Desigur, avem și susținerea inspectoratelor școlare județene prin Ministerul Educației și foarte important susținerea colegilor de la Ministerul Afacerilor Interne și vreau să îi felicit pe colegii mei, pe domnul ministru Predoiu, pe domnul secretar de stat Despescu. Toate acestea au fost și incidente și de aceea prevenția trebuie să continue, nu să fie făcută sporadic, să spun așa. Fenomenul drogurilor tinde să ia amploare în rândul tinerilor, minorii fiind adesea principalele victime. Mulți dintre ei intră într-un cerc vicios, iar din consumatori ajung să fie ei înșiși dealeri. Mulți dintre ei au ajuns în această situație nefericită, încercând odată să vadă cum e acea tentație, spunând că odată nu se întâmplă nimic, dar din păcate există acele combinații de substanțe chimice care după prima dată ce ai consumat, din spusele celor care au reușit să treacă cu bine de această dependență, din păcate foarte puțin, au reușit, spuneau că dau dependență de la prima folosire.